Un polițist care a intervenit la un accident rutier în care o fetiță de numai 10 ani a murit a transmis un mesaj colegilor afirmând că nu mai poate. Omul, tată la doi copii, s-a văzut în postura părinților fetiței respective și a precizat că a plâns. În fiecare zi mor copii accidentați din vina noastră a adulților, a transmis polițistul acuzând neglijența, potrivit News. Un polițist din Brașov a postat pe Facebook mesajul pe care l-a primit de la un coleg din țară care a intervenit la un accident rutier. Băi, oameni buni, eu nu mai pot. Am ajuns acasă după serviciu și am plâns. Am plâns ca un copil. Nu sunt așa de fel, dar mă confesez vouă căci nu mai pot. Am așteptat alături de părinți să se trezească din comă, dar nu s-a întâmplat. Sunt tata a doi copii și am plâns pentru un copil pe care nici măcar nu-l cunoșteam. M-am văzut din polițist șoferul acelei mașini avariate și m-am gândit la ai mei, a scris polițistul. O fetiță de 10 ani a văzut pentru ultima oară în scurta ei viață un lan de rapiță înflorit. Aceasta afirmă că în fiecare zi mor copii accidentați din vina noastră a adulților. Nu este aleasă o zi, o oră sau un moment anume. Pur și simplu prin neglijența noastră facem să se întâmple. Acum, în drumul vostru către mare, veți mai zări o cruce. Știu sigur că nu veți opri pentru a vedea ce scrie, de aceea vă spun că este o fetiță de 10 ani, care a văzut pentru ultima oară în scurta ei viață un lan de rapiță înflorit, a adăugat polițistul. Potrivit IGPR, de la începutul anului, din cauza vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum, au avut loc 183 de accidente rutiere grave, în urma cărora 81 de persoane au decedat și 145 au fost rănite grav, relatează știrile TV.ro.